cu multe de, nu zic formale sau derivare, cu multe din faptul că totuși Institutul nostru reține în brațele sale cât mai poate șteapă acesta cercetări, unei poziții neutrale, al unei dorințe de, a-și afișa aceeași politică de ghilimele sau politică subliniată de amintire exactă sau corectă, mai corect, mai bine zis, a trecutului nostru. Tema de astăzi, o știți, s-a citit România în cel de-al doilea război mondial. De față fiind vorbitorii, domnul colonel Alexandru Tursu, domnul Mion Anton și domnul prietenul nostru de odinioară și din timpul facultății, domnul Corneanu. Tema este atât de vastă și plajă atât de întinsă încât ne-ar lua zile întregi și să mergem fracționat așa pe momentele care le considerăm cu toții că au fost fie în preliminari, fie chiar în mijlocul unor desfășurări pe care cu greu le putem descifra. Vă dau numai un exemplu acum, toată lumea istorică în special, atunci când discuta de bătălia de mai mult decât importantă, decisivă pentru al treilea Reich, bătălia de la Kursk, forțele germane erau într-o echivalență, vorbim de diviziile blindate și motomecanizate, cu cele sovietice. Ori acum, jezătorii germani, cam târziu, dar bine că ne-au furnizat o informație, pe care sunt demonstrate istoric, adică cu documentele în față, că armata germană, în faimoasa bătălie a tancurilor, nu a avut decât în jur de 400-500 de unități blindate, de care funcționale nu au fost decât 200, în raport cu cele 2500-2800 de blindate pe care le-au etalat sovietici. Iar e tot legat de acest, să zic, mică incursiune în ce se numește timpul, factorul timp și dorința de a afla, de a fi pe bordele sau chiar în mijlocul unui adevăr. Se constată sau s-a constatat că informațiile care au ajuns în urechile stafcăi sovietice au fost furnizate chiar de către acea partidă a generalilor, care le-a spus chiar și ora când se va porni ofensiva. Dar, pe prința aceasta, foarte multe surprize am avut și noi când am constatat, de exemplu, că rușii veneau și veneau în galop, iar noi încercam, nu știu cum, ce explicație, am avut prilejul să stau de vorbă cu doi dintre adjutanții, unul tânăr și celălalt mai în vârstă, mareșalului, și l-am întrebat cu timpul, nu? Dom'le, dar ce ați făcut? Cum de Marinovski scrie, și scrie evident, amintirile sale sunt pozvem, am trecut Nistru ca și cum ne-am fi dus la niște manevre. Ori pentru mine, acum cel puțin, se ridică întrebarea, în ce măsură noi am crezut că vom putea rezista sau am putea să facem o demonstrație, să zic, de tranzit în fața pumnului blindate care rușii îl aveau în ofensiva din august. Trebuie să aceste mici, să zic, expresii de ce se poate rezerva și aduce viitorul cercetării. Când a început războiul, în Cehoslovacia, vă dau câteva amănunte,
așa mai mult pentru apetit, pentru a vă crea această poftă de a înțelege istoria pe date serioase, pe date obiectivate. Nu, pe aici a scris, mai știu, Lache și Cicui, sau mai știu alții din istoria, istoriografia sovietică. Hitler nu avea decât 6 submarine operative. Iar din cele 75 de divizii pe care, cu care s-a prezentat și s-a și lăutat, i-a spus lui Wilson, da, nicio legătură, evident, cu președintele Americii, de care o să vorbim mai târziu, i-a spus că nu erau în stare de a lupta decât un număr cam la 10, aproape 20 divizi. Cu acesta închei. Și dau cuvântul domnului Gorleanu într-o dorință de a prezenta ceea ce este foarte dificil pe un terastimp pe care vrând nevrând îl fixăm în programul nostru. Aveți cuvânt. Cu permisiunea domnului director, aș dori să prezint o parte dintre cei care participă la această manifestare. Le mulțumesc tuturor, dar e bine ca să știm și să-i salutăm pe cei prezenți. E vorba de domnul academician Zugrăvescu, pe care îl salutăm cu toată căldura și îi mulțumim pentru această prezență. Domnul Dinu Matescu, la Institutul pentru Investigare Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, domnul general Tapeș, domnul Berioaț. În mod special vreau să-i salut pe reprezentanții Corpului Diplomatic. Este vorba de domnul Renduc Teofil, însărcinat cu afaceri al Republicii Ucraina la București. Îi mulțumim că de fiecare dată e prezent la manifestările noastre și că din partea Federației Ruse, domnul Alexeenko, secretar II al ambasadei, și domnul major Evgeni Ignatiev, locțitor al atașatului militar aeroșinapal a Federației Ruse la București. Suntem bucuroși să salutăm și prezența reprezentantului Arhiepiscopiei Romano-Catolice, părintele Ioan Thomas. Vă mulțumim foarte mult, sunteți foarte mulți pe care respectăm, vă salutăm cu toată căldura și sperăm că va fi o manifestare de interes la care adevărul să fie factorul suprem. Miturile, după părerea mea, în acest cadru nu își au rost și ne-am sfătuit aici, am zis, ținând seama de temele pe care le vor aborda domnul profesor Tuțu, doamna Mioara Antoș și domnul Corneanu, să facem o mică inversare, să rugăm pe domnul Constantin Corneanu să deschidă focul 10-15 minute, același lucru e valabil și pentru ceilalți doi vorbitori, după care vor fi întrebări scurte. Noi v-am rugat să fie întrebările scurte, dacă aveți și comentarii, nu mai mult de 5 minute, pentru a oferi posibilitatea tuturor să vorbească. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Acest subiect al participării la unui acel de-al doilea război mondial este un subiect extrem de complex,
undeva cândva în istoriografie se scria la început de anul 90 despre faptul că s-a scris foarte mult și s-a putea să scrie și mai mult. Eu astăzi sunt convins... Vorbiți la microfon, vă rog. Vorbesc, dar nu se... acum se aude. Vorbesc de faptul că despre războiul mondial de la s-a scris enorm, se va mai scrie enorm pe măsură ce noi documente din arhivele sovietice sau rusești sau americane sau britanice sau germane vor intra în circuitul științific, chiar ce privește participarea României la cel de-al doilea război mondial, care sunt pe departe de a fi încheiate în ce privește anumite apreciere vis-a-vis de justiția sau injustiția anumitor decizii, de aceea am și intitulat comunicarea interes strategic și opțiuni politico-militare. Vis-a-vis de opțiuni politico-militare și de interese strategice, fiecare parte sau fiecare centru de putere de perioada interbelică și cu precădere din perioada zonă de al doilea a avut propriile sale interese și dacă mă refer la acest lucru, mă gândesc la faptul că Adolf Hitler, cel Grigore Cafencu, în aprilie 1939, să nu participe la cercuirea morală a Germaniei, definind cercuirea morală a Germaniei naziste ca fiind o alianță a României cu Uniunea Sovietică în sprijinul unor interese strategice sovietice, sau mă refer la faptul că încă din perioada anilor 1937-1938, președintele Statelor Unite ale Americii, Franklin Delano Roosevelt, împreună cu administrația sa, căuta să ducă la izolarea și confruntarea blocului estic liniște, ce s-a întâmplat în timpul războiului, astfel încât Statele Unite ale Americii să domine o zonă în care comerțul și investițiile americane să fie garantate de puterea militară americană și, practic, într-o anumită perspectivă, avem vis-a-vis de acest interes strategic nașterea unor note de analiză, sinteză, între care cea mai importantă rămâne pe părerea mea nota din 1941 din iulie, EB41, care prevedea crearea după război mondial II-lea unei zone care a coincis mai târziu cu ceea ce era să fie Comunitatea Economică Europeană, o zonă pe care Statele Unite ale Americii să o domine din punct de vedere politic, militar și economic. Nu doar două aceste exemple de interese strategice, fără a vorbi de interesele strategice ale Uniunii Sovietice, de faptul că pe de o parte se dorea până în discuții a sistemului de relații internaționale și anularea sistemului de cadru de pace de la Versailles și reoferirea Germaniei și Uniunii Sovietice a statului de putere internațională decât și liberală. Din astfel de perspectivă, locul și rolul României, opțiunile sale politico-militare în perioada 1939-1941-1945 sunt extrem de importante sau s-a vorbit foarte mult despre faptul că România ar putea să facă o altă politică decât cea pe care a făcut-o până la 26 iunie 1940, adică să rămână într-o alianță cu puterile occidentale, Marea Britanie și Franța, cele care garantaseră prin sistemul statul de pace la Versailles integritatea frontierelor. Însă, din păcate, rămâne o mare controversă istoriografică dacă se putea face și o altă politică decât cea a ideologiei și anume politica geografiei, în condițiile în care în perioada de până la 26 iunie 1940 au existat foarte multe semnale vis-a-vis de interesele germanii naziste, care a dorit foarte mult ca România să se afle, dacă nu într-o neutralitate. Deci semnale pe care germanii naziste le-a trimis în repetate rânduri, atât prin Gheorghe Brătianu, prin întâlnirea pe care acesta l-a avut la Berlin cu mareșalul Göring, cât și prin intermediul diverselor diplomați germani. Cert este că România nu a ales opțiunea germană, a rămas în această relație de prietenie cu puterile occidentale și rămâne foarte interesant faptul că Grigore Cafencu, plecând din cancelaria lui Adolf Hitler, vorbea despre faptul că nimic din ceea ce Hitler îi spusese în aprilie 1939 nu trebuia să fie luat în considerare. De altă parte, relația cu Uniunea Sovietică între România și Uniunea Sovietică a fost extrem de destul de rece, ar putea să spună, perioada interbelică. Rămâne un apropo de interese strategice și de opțiuni politico-militare, rămâne un subiect extrem de controversat. Faptul că în 1938, în preajma acordului de la München, în România a fost de acord cu un tranzit militar sovietic, aceasta este o mare controversă istoriografică. Domnul profesor Vasile Buga a făcut recent unei cărți, s-a apărut în 1993, dacă mă înșel, la Praga, vis-a-vis de o serie de documente care elevă un dialog discret, secret, între Cehoslovacia și Uniunea Sovietică, în care România a încheiat atunci legile verbale vis-a-vis de un tranzit militar sovietic,
întâi, din păcate, documentele native de românești în Ministerul Pacestei nu au fost încă descoperite ca să confirme în asemenea implicare a României la momentul decisiv acolo de la München, practic intervenția germană nazistă împotriva celor dohaci, Uniunea Sovietică a dat înapoi și lucrurile care păreau să fie realizate nu s-au mai realizat. România, ca opțiune politico-militară, așa cum spuneam, a rămas în această expectativă până la 26 iunie 1940, când s-a întâmplat respectiv ultimatum sovietic. A urmat cedarea Basarabiei a nordului Bucovinei și a țintului Crăcuței, a urmat apoi arbitrajul de la Viena între 10 august 1940, cedarea cadrilaterului și întregul sistem de alianță a României s-a prelungit și însă și integritatea teritorială a României a fost pusă în pericol ca și perspectivă. În această perspectivă avem lovitura de stat de la 6 septembrie 1940, de abdicarea judecată al doilea, venirea la puterea generalului Ion Antonescu și această opțiune politico-militară de alianță cu germanii nazistă. Trebuie remarcat faptul că până în sosirea generalului Antonescu la putere la 6 septembrie 1940, regele Carol al doilea este cel care solicită o misiune militară germană pentru instrucția și modernizarea armatei române. Este, practic, primul semnal concret vis-a-vis din faptul că România a urmat să reorienteze în raporturile cu centrul de putere și cu mare putere ale primii. Astfel încât, la momentul respectiv, septembrie 1940 și apoi octombrie 1940, prezența unei misiuni militare germane la București și sosirea primelor elemente ale diviziilor unitate motorizate germane în România face parte dintr-o decizie strategică pe care generalul Ion Antonescu a fost nevoit să o ia în contextul împrejurilor grave prin care trecea România. Nu există altă opțiune politico-militară pentru România, ci în alte condiții în care Franța se prăbușise în mare Ucrainei, se afla în situația aproape imposibilă, având în vedere desfășurarea bătăliei Angriei și retragerea de la Dunkerque, respectiv pierderea unei capacități de luptă foarte importante a armatei terestre britanice. Astfel încât, apropo de opțiuni politico-militare, la vremea respectivă nu se putea face altfel. Nu s-a analizat de faptul că forțele politice, respectiv Partidul Național Liberal și Partidul Național Zărănesc, nu au vrut să acheseze până la capăt la formula guvernului Antonescu, astfel încât Antonescu a putut să colaboreze cu Mișcarea Națională și Consiliul de Tehnicieni. Iar mai doi, perioada războiului, cele două partide politice de opoziție aveau să se afle într-o tabără, aș putea să spunem, sponsorizată în ghilimele, dacă nu chiar sponsorată la modul cel mai real, aviația occidentală. Astfel încât România, ca și NATO, comandament al armatei române, se va împărți în două tabere. O tabără care va susține pe termen scurt variația cu Germania, dar care își dorea foarte mult ca aviația occidentală să intervină în favoarea noastră în relația cu Uniunea Sovietică și cu perspectivele statelor de armistițiu. Și în această perspectivă se nasc acele memorii ale lui Irmaniu și al Dinu Brătianu, memorii care Mareșalul Antonescu le va răspunde și din care rezultă foarte clar că există o discrepanță uriașă între modul în care Ion Antonescu vedea trecutul, prezentul și viitorul României, precum și modul în care capitolii politici, Irmaniu și Dinu Brătianu, prin întregul lor sistem, vedeau acel trecut, prezentul și viitorul României. Referitor la această opțiune politico-militară a Mareșalului Ion Antonescu și al României din septembrie-octombrie 1940, aș vrea să rămân faptul că ea s-a luat în contextul, pe de parte, al cedărilor teritoriale în 1940, din 1940, pe de altă parte, a faptului că existau foarte multe informații pe linia serviciilor speciale, serviciul special de informații, colaborarea cu apărul german și, totodată, dispozitivul strategic militar sovietic luase o asemenea dimensiune încât se punea în semnul întrebării dacă nu cumva Uniunea Sovietică va ataca foarte curând România și va ocupa resturile României sătecate. Astfel încât, în timpul vizitelor de la Berlin din noiembrie 1940, Mareșalul General Ion Antonescu achesează foarte rapid la ideea de a participa la pactul tripartit în condiții din care presiunea militară sovietică la frontierele de stat ale României era extrem de puternică și avea timp incidente între militarii români și militarii sovietici, se încercau ocuparea anumitor insule din delta Dunării. Practic, este o provocare continuă, ceea ce ducea la concluzia că România nu putea avea decât o singură opțiune politico-militară, aceea protejeva nazistă împotriva unei perspective care părea îngrijorătoare. Și de altfel, întregul dispozitiv al armatei române din iarna 1940-1941 avea să fie gândit într-o formulă, înainte să ofere un răspuns atât de putea să fie oferit un răspuns în cazul unui atac sovietic. Referitor la această perspectivă ca România se confrunte cu un atac masiv sovietic, care merita să remarcăm faptul că există o controversă
Stalin pe 19 august 1939 a ținut o ședință de birou politic și a rostit un celebru discurs care avea să fie în câteva zile mai târziu către agenția Havas, un discurs care relevă foarte clar interesele strategice și modul în care Uniunea Sovietică s-a comportat în relațiile internaționale. Uniunea Sovietică a dezmințit existența acestei ședințe și acestui discurs, așa cum a târziu Uniunea Sovietică a se dezmintă faptul că în 1941 se aflau concentrate la frontiera de stat a Uniunii Sovietice importante și una de forțe armate aflate într-un dispozitiv strategic ofensiv. Pe lângă teoria lui Victor Sobol, există o carte a istoricului rus Marc Solonin, Puterile Cercurilor, care relevă foarte clar că a existat un plan al Uniunii Sovietice, pe de parte un plan care se făcea ca o cutumă la statul major, de dată parte un plan strategic care urmărea ca un obiectiv principal din partea Europei Occidentale în iulie 1941. Ministrul Apărării de la Moscova a recunoscut prin anii 93 faptul că a existat un indicativ fortuna la care va legă altceva decât cu ceea ce sugerează Victor Sobolov și Marc Solonin în ale sale cărți. Cert este că din această perspectivă România nu se putea sustrage viitorului conflict germano-sovietic, iar discuțiile dintre Hitler și Molotov din 1944 au înmulit definitiv Berlinul, că nu există o soluție decât operațiunea Barbarossa care să fie și aprobată în decembrie 1940. În această perspectivă rămâne mare întrebare dacă România trebuia să participe la războiul german-sovietic pe de-a întregul, să trecem pluturile din 1941 sau să așteptăm ca trupele germane să definitiveze operația de cucerire a Basarabiei în Gorj și Bucovina, pentru că mai apoi sunt fără României în dar aceste provincii. În această perspectivă, Ion Antonescu nu a fost convins că trebuie să intre în război și am și intrat în război. Sigur că am intrat în război, atât cât am putut fi pregătit, sigur că se pot invoca foarte multe argumente vis-a-vis de starea de luptă armată română, incapacitatea ei de a face față unor situații tactice și strategice. Marea controversă este legată mai apoi de trecerea Nistrului. Am trecut Nistrul din rațiuni impuse de încestrățe războiului de coaliție. Pe de altă parte, exista perspectiva unui Ucraina mare pe care Berlinul o agitam cât de mai multă vreme, iar Ion Antonescu nu a fost niciodată în unei Ucraine mare, deci am ocupat Odessa pentru că putea avea, în contextul în care Germania a creat o Ucraine mare, să putem compensa o anumită perspectivă geopolitică, cedând Odessa ocupată de către trupele române. În schimb, acela este unul important, a unei anumite poziții la masa păcii, în condițiile în care, în vara 1941, Reichul German era de departe a fi învins, iar perspectiva era extrem de sumbră ce privește aviația occidentală. Aceste două mari opțiuni politico-militare ale României, trecerea Prutului și trecerea Nistrului erau să fie subiecte controversă, pe de-o parte, între politicieni de români, pe de-altă parte, între comandanții de pe front și al lui Antonescu. Rămân la convingerea că a trecut Nistrul și că a fost o decizie corectă. S-a ridicat în timp în discuție cu deci am trecut totul fără că Ion Antonescu să aibă acordul guvernului. E greu să cred că Ion Antonescu n-ar fi avut acordul propriu sau guvernul militar și tehnicien la trecerea Prutului din 1941. Și, practic, ca apropo de interese strategice și opțiuni politico-militare, în contextul nefericit al bătăliei de la Stalin, care ce privește armata română și potențialul de război al României și perspectivele strategice, marea opțiune politico-militară vis-a-vis de modul în care vom ieși din război avea să alimenteze în înțelegere dintre mareșalul Ion Antonescu și opoziția politică internă, precum și o parte a cercurilor militare, atât active cât și de rezervă. Rămân la opțiunea că ce s-a întâmplat în august 1944 trebuia să fie făcut altfel și anume nu se tratează în armistițiu cu linia frontului în mișcare. Rămâne mare controversă legată de faptul dacă în acea dimineață a sosit semnalul 100 de regală de la Moscova de anumite canale diplomatice care duceau la malta atitudine a României relația cu puterile occidentale. Iar vis-a-vis de participarea noastră la acest război, consider că a fost participare treabă, a fost participare corectă, nu s-ar putea face altfel, pentru că după omnița din 1940 avem o singură opțiune, aceea de trece Prutul cu toate forțele, cu toate mijloacele, ne doare cu ceea ce pierdusem. Nu împărtășesc opinia vehiculată într-o carte de istorie apărută acum câțiva ani, referitor la faptul că România a fost un arsenal al Germaniei naziste pe frontul de est, nu ne-a făcut datoria până la capăt. Rămâne o discuție legată de faptul că Ion Antonescu a greșit atunci când nu a încheiat toată alianță formală militară cu Germania nazistă. Consider că la vremea respectivă, în vedere concepția lui Hitler, să fie gotic,
modul în care privirea armată a schimbat de câteva ori, am făcut de operații abonamente trecute de lupta armată română. Este lucru de cazat că eu am domnesc cu putea să obțin impactul lui Hitler o relație de comandament român, germană sau în plan de alianță formal, astfel încât drepturile și interesele României să fie respectate cu frontul de est în condițiile în care de fapt, noi am să trecem altfel mai departe, pentru că am avut o armată modernă, l-am reușit să avem o industrie de apărare care să înțesteze această armată vis-a-vis de realitățile războiului modern, iar Germania ne-a oferit atât cât a fost în oferi în condițiile războiului mondial. Aș vrea să mă opresc aici și rămân la expresia asta pentru că și să mă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnului doctor Corneanu. Să rog pe doamna doctor Mihai Anton, cerșetător la Institutul nostru. Bună ziua, stimată audiență! Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc domnului profesor Boga și conducerii Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului pentru ideea de a organiza această masă rotundă consacrată României în timpul celor de-al doilea război mondial, deoarece în ultimii 10 ani, cercetările din spațiul academic românesc referitoare la această temă sunt fie marginale, fie nu există. Cred eu că este un bun punct de pornire pentru a reevalua o temă care și-a pus decisiv amprenta nu numai asupra destinului României, ci asupra întregului continent european. În ceea ce privește tema pe care eu o voi aborda astăzi, cu un titlu referitor la propaganda și realitățile războiului, o să insist asupra câtorva direcții care au fost prezente în această perioadă, mai ales în anul 1942-1944 și reamintesc că războiul, fie el național, sfânt de dezrobire pentru distrugerea geocomunismului, a bolșevismului, pentru apărarea continentului și a valorilor civilizației europene și, nu în ultimul rând, pentru apărarea cauzei naționale, au fost câteva dintre temele propagandei războiului în timpul campaniei din Est. Dar ce anume s-a aflat în spatele acestor formule propagandistice? Este foarte dificil, dacă nu aproape imposibil, de reconstituit regulile pe care societatea românească le-a încercat în momentul declanșării campaniei din răsărit. Întrebarea care se ridică este următoarea. A fost entuziasmul unul general sau el s-a manifestat numai la nivelul elitelor intelectuale, politice și militare? Fără îndoială că în momentul în care s-a declanșat campania din răsărit, a existat o anumită stare de emoții care a cuprins întreaga societate românească. Potrivit surselor, fie ele memorialistice sau cele de arhivă, exista convingerea la nivel general că era anilor nefaști care marcaseră profund cursul istoriei naționale, lua sfârșit odată cu această implicare în război. Mai mult, faptul că destinele țării erau conduse de un militar reprezenta o garanție în economia susținerii războiului. Pentru o societate preponderent rurală, cum era cea românească de la sfârșitul decenului 4, simbolurile militare reprezentau garanția ordinii, a bunăstării și nu cele din urma succesului. Mitul salvatorului s-a conturat încă o dată pe fondul evenimentelor care au marcat dezastruoșii anii 1940-1941. Generalul Antonescu a devenit astfel conducătorul așteptat și dorit de întreaga comunitate națională. Țara era salvată, iar îndelungata perioadă de criză lua sfârșit. Autoritatea sa morală trebuie pusă în relație directă cu importanța acordată armatei ca element de stabilitate, teoretic apolitică într-o societate marcată de altfel de instabilitatea jocului politic. Mitul salvatorului nu era ceva nou pentru societatea românească. Știți foarte bine că și generalul Averescu se înscrie în această galerie la începutul anilor 20.
Așadar, societatea românească anglofilă și francofilă mai ales a acceptat însă cu greu ideea asocierii cu o Germanie care arbitrase cedările teritoriale și dăduse câștig de cauză Ungariei. Percepția generală, potrivit informațiilor din documente, a fost aceea că Reichul va folosi România pentru îndeplinirea scopurilor sale. Convingere care s-a adâncit atât mai ales atunci când s-a păstrat această ambiguitate în ceea ce privește chestiunea transilvană, ceea ce a sporit neîncrederea populației asupra scopurilor Germaniei. Răspândirea zvonului, spre exemplu, că România urma să primească compensații teritoriale în Est, și mă refer la problema Transnistriei, a produs neliniștea guvernului de la București, care a ordonat campanii speciale pentru a dezminți aceste zvonuri și, bineînțeles, bucuria celui de la Budapesta. În acest context, rolul Ministerului Propagandei a fost unul extrem de dificil din cel puțin două considerente. Pe de o parte, lipsa unei tradiții într-un domeniu în care România a excelat prin absență, mai ales în cazul propagandei externe, iar Nicolae Iorga avertiza guvernele României încă de la începutul anilor 20 că undeva, cândva o să ne mușcăm mâinile până la sânge pentru că nu acordăm suficient atenție propagandei externe și insuficiența fondurilor. Nu au existat programe speciale care să pregătească societatea românească pentru eventualitatea intrării într-un nou război. Strategiile ministerului au fost vizibile abia către în primăvara anului 1941 și s-au redus la controlul mijloacelor de informare prin elaborarea de normative, astfel încât erau controlate presa, radioul și cinematograful. Una dintre carențele propagandei românești a fost caracterul abuziv al temelor privind rolul și importanța României în viitoarea ordine europeană. Tezele vehiculate cu atât de multă ușurință de Mihai Antonescu, cel care coordona și destinele propagandei, stârneau adeseori ilaritatea și cunoscuților și colaboratorilor săi. De altfel, Mihai Antonescu a avut o imagine extrem de negativă și sursele memorialistice, fără niciun fel de excepție, fie că vorbim despre diplomați străini sau personalități românești, descriu un Mihai Antonescu prizonier al propriei sale propagande și nici de cum în realitatea timpului. Și amintesc aici cazul lui René de Bec, ministru Elveției la București, care consemna în memoriile sale, că referindu-se la Mihai Antonescu, că civilul are un aer mai șmecher, mai sforar decât militarul. Totodată, Gerhard Stelzer, care era consilier al legației germane la București, consemna și el la rândul său impresia țigănească, cu ghilimelele de rigoare, pe care Mihai Antonescu o lăsase spre deosebire de omologul său ungar, în cercurile oficiale germane, cu ocazia ratificării actului de aderare la pactul tripartit. După dezastrul de la Stalingrad, tonul propagandei oficiale a fost ușor nuanțat. România nu mai participa la război pentru a învinge și distruge iudeo-bolșevismul, ci pentru a apăra civilizația europeană de pericolul comunist. Este foarte greu de aflat în ce măsură românul simplu sau soldatul analfabet, mai puțin obișnuit așadar cu aceste nuanțe ale formulărilor oficiale, a înțeles că sensul misiunii sale era dintr-o dată ușor schimbat. În viziunea autorităților de la București, reacțiile opiniei publice interne urmau să fie canalizate pentru îndeplinirea până la sfârșit a scopurilor războiului și în programele propagandistice au fost vizate toate categoriile sociale, fiind vehiculate teme care corespundeau cumva dorințelor sau așteptărilor lor. Pământ pentru țărani, către sfârșitul războiului s-a avansat promisiunea proprietării cu pământ în Basarabia și în Transnistria, condiții de viață mai bune pentru intelectuali și funcționarii publici,
salarii mai mari pentru muncitori și îmbunătățirea condițiilor de muncă, case și solde pentru militar, asistență socială pentru sinistrați, văduve și orfani de război. Dacă la începutul războiului, colaborarea româno-germană părea că se derulează sub cele mai bune auspicii, după dezastrul de la Stalingrad, situația s-a modificat radical. Acesta a fost motivul pentru care s-au declanșat ample campanii informative care aveau rolul de a diminua starea de încordare care se înregistra la nivelul societății și de a readuce încrederea între participanții la lupta comună. Străduințele guvernului de la București nu au rămas neobservate. Un buletin al presei americane sesiza că folosirea în mod excesiv de către propaganda germană a unor sintagme precum frăția de arme, alianța indestructibilă, spațiul unitar, camaraderia româno-germană indica în realitate starea de instabilitate și de nesiguranță a alianței. În consecință, la nivel oficial s-a decis reevaluarea activităților de propagandă și adaptarea tuturor programelor la realitatea creată de eșecul militar de pe frontul de Est. În atenția oficialilor au stat două mari obiective, neutralizarea propagandei străine, în special a celei britanice și sovietice, și exercitarea unui control strict asupra informațiilor care circulau în spațiul intern. Combaterea defetismului, în consecință, a devenit una dintre prioritățile formulate de autoritățile statului, fie că erau ele civile sau militare. Însă, încrederea într-o posibilă victorie a Axei s-a aflat într-o scădere continuă, iar bombardamentele din primăvara anului 1944 asupra României au avut efecte devastatoare asupra moralului populației. După cum bine știți, România era confruntată direct cu realitatea dureroasă a războiului, iar acțiunea anglo-americanilor a fost receptată negativ la nivelul populației și amintesc memoriul lui Gheorghe Brătianu, prin care condamna această atacul asupra orașelor românești. În opinia lui Ion Antonescu, abandonarea cauzei războiului de către populație era pusă pe seama ineficienței propagandei oficiale, se recunoștea astfel că propaganda era una ineficientă și el se arăta surprins și iritat de dorul tainic al românilor de a veni americanii să ne ocupe. Mai amintesc declarația lui Ribbentrop din primăvara anului 1944 după bombardamentele asupra Bucureștiului, în care acesta afirma că soldatul german va apăra România la fel ca pe propria țară. Fapt ce a stârnit foarte multe comentarii ale BBC-ului, care îndemna pe români să vadă și să înțeleagă care este realitatea frontului. Potrivit lui Andreas Hilgruber, afirmațiile lui Ribbentrop conțineau prea puține fapte și concrete și multe banalități. În ultimele luni ale campaniei din Răsărit, moralul populației a fost serios afectat de aceste bombardamente aliate, pierderile umane și pătrunderea trupelor sovietice pe teritoriul românesc. Asistența acordată de Marea Britanie și SUA Uniunii Sovietice a convins din ce în ce mai mult asupra posibilităților reduse ale Axei de a câștiga războiul. Pătrunderea trupelor sovietice pe teritoriul românesc a complicat și mai mult misiunea propagandei. Megafoanele sovietice, plasate în imediata apropiere a liniei frontului, îndemnau soldații să renunțe la luptă, deoarece, potrivit propagandei sovietice, Grigore Gafencu trata ieșirea României din război, se afla chipurile la Moscova. Chiar dacă nu se afla niciun oficial român la Moscova, pentru soldatul român nu era important cine anume negocia, ci ce anume se negocia și anume sfârșitul războiului. Potrivit unei note a SSI din august 1944, de exemplu, la Ruginoasa, frontul românesc era atât de aproape de cel rus, încât soldații din tranșee jucau rișca cu rușii.
Așadar, o scurtă concluzie. Propaganda a avut succes atâta vreme cât operațiunile militare au avut de asemenea succes și ea a fost alimentată totodată și de credința într-un război de scurtă durată. Energiile consumate în timpul celor 4 ani de război au glăguit deopotrivă cele două Românii, cea a propagandei mitică și eroică și cea a realității imediate, măcinată de spaima bombardamentelor și de spectrul unei ocupații sovietice. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Anton, și pentru conținutul expunerii și faptul că s-a încadrat în timpul acelor. Salut cu domnul profesor Dusu. Onorat auditor, în contextul geopolitic cunoscut și prezentat aici pe scurt de domnul Constantin Olteanu, armata română a luptat în al doilea război mondial, timp de 1241 de zile, cu, după cum știm, inițial alături de Wehrmacht împotriva armatei roșii, de la Prut la Volga și în Caucaz și apoi înapoi la Prut, apoi de la 23 august alături de armata roșie împotriva Wehrmachtului de la Prut până în Podișul Boemiei, înregistrând victorii, dar și înfrângeri. Unele înfrângeri au fost catastrofale. Victoriile s-au datorat luptei și jertfei militarilor români, care nu trebuie ignorate sau minimalizate, dar și succeselor înregistrate de trupele aliate vecine germane, respectiv sovietice, și acest lucru trebuie spus, sprijinului primit din partea acestora în anumite momente ale luptei și unii și alții punând la dispoziție sau intervenind de sprijinul diviziilor române, mai ales cu unități de artilerie, după cum și cele române au intervenit în plan tactic în anumite momente în sprijinul aliaților, de regulă cu infanterie. Înfrângerile, Divizia 35 Infanterie la Micăușeni pe Valea Bucului, Divizia 18 Infanterie la Barbaci între Crimea și Kerci, Divizia 1 Infanterie la sud de Harkov, Armatele 3 și 4 la Stalingrad și Moldova, Divizia 4 Infanterie la Somor, au fost determinate de insuficientă dotare, de instruirea necorespunzătoare a trupelor, de greșelile înregistrate în actul de conducere și în executarea misiunilor de luptă. La toate acestea se adaugă tăria inamicului, atât sovieticii cât și germanii, punând unei mari probleme atunci când nu au trebuit să lupte în retragere. Situațiile de la Țiganca, de pe linia fortificată Stalin, de la Odessa, Sevastopol, Sud Harkov sau din Caucaz, când trupele sovietice au rezistat cu dârzenie și ne-au produs mari pierderi umane, sau de la Tebetisa, de pe Valea Hernadului, din munții Tatra, Carpații Alpi sau Biuc, când germanii inferior numeric au întârziat cam cât au vrut înaintarea marilor unități române, fiind toate acestea concludente în acest sens referitor la tăria inamicului. Nu puține au fost și contralăviturile acestui inamicului, unele de amploare, în Crimea și la sud de Harkov în decembrie 1941, la Stalingrad în 1942, în Podișul Transilvan, în Banat, la sud de Oradea în 1944, care ne-au produs mari pierderi, situația fiind redresată prin intervenția aliaților germani, respectiv sovietici. În Podișul Transilvan au intervenit sovietice după ce armata 4 stabilizase frontul. În anumite situații, pierderile mari s-au înregistrat și datorită condițiilor dificile în care ne-au pus să luptăm aliații. În Cotul Domnului și în stepa Calmucă, pe dealul Sânt Georgiu, la Solnor și în zona muntoasă din estul Cehoslovaciei. Chiar dacă au existat asemenea situații, înfrângerile și pierderile înregistrate, eu zic că ni s-au datorat în principal și au fost determinate de modul defectuos în care a fost pregătită armata din timp de pace. Și acest lucru, după mine, trebuie spus. Fără a intra în detalii, amintesc doar faptul că diviziile și regimentele dispuneau de prea puțină artilerie, cât de 13 tunuri de câmp și obuziere la divizia infanterie și asta în statul de organizare, mai ales lipsă în artilerie anticar, lipsă în mijloace de luptă blindate. Divizia, brigada blindată română în Basarabia, la Odessa, în Cotul Domnului, a intervenit pe direcții limitate și fără rezultate deosebite. De asemenea, insuficiență în transmisiuni și mijloace de transport auto. Sugestiv din acest punct de vedere este faptul că la intrarea în război, armata disponea de 30 ceva de mii de căruțe, trăsuri, cu celebrele covârtire,
utile în lipsă de altceva, dar neadecvate războiului de mișcare. De 158.000 de cai și numai de 11.000 de autovehicule. O situație asemănătoare s-a întâlnit și la 1 martie 1945, când pe front se aflau 14.000 de căruțe și numai 3.900 turisme, autocamioane, mașini speciale, motociclete la un loc, multe defecte. Toate acestea au sporit numărul pierderilor. Referindu-se la cauzele care le-au determinat, Mareșalul Antonescu a apreciat după pălăria de la Odessa că acestea s-au datorat, îl citesc, greșelilor comise timp de 20 de ani, care nu puteau fi decât dezastruoase. Comandamentele nepregătite, continua Mareșalul, au dus la nepregătirea ofițerilor, iar nepregătirea acestora a provocat pe cea a soldaților și subofițerilor. Totul se învânțuie într-un organism. Totul pornește de la cap. Conducerea politică a statului și, în consecință, cea militară nu putea duce decât la ceea ce a dus, la dezastru. În schimb, am discutat atât în est cât și în vest de un important potențial uman mobilizabil. Circa 2 milioane de oameni, 16,2% din populația țării la 22 iunie 1941, din care 1.400.000 în planul de mobilizare și 625.000 aflați sub arme. La 23 august erau mobilizați peste 1 milion de militari români. Ca urmare, din punct de vedere al potențialului militar uman, România a avut o importantă contribuție în susținerea războiului, atât în est, la flancul de sud al frontului sovietic-german, alături de germani, cât și în vest, alături de sovietici, pe direcția generală București, Buda, Prestazvolen, Brno, Praga, după 23 august 1944. După cifre prezentate la conferința de pace de la Paris din 1946, în campania din est au fost pierduți 624.000 de militari, 71.000 de morți, 243.000 răniți și bolnavi, 309.000 dispăruți, majoritatea prizonieri, cei mai mulți în cotul Donului. 53% din efectivele angajate în luptă, în stepa Calmucă, 50% din efective, apoi în Crimea, 24%, la Sudeharul, 22%, la Odessa, 21%, în Caucaz, 17%, la nord de Marea de Azov, 10%, în Basarabia, nordul Bucovinei, 8% și pe Nipru, 4%. În campania din vest au fost uciși, răniți sau dați dispăruți, 169.820 militari, 21.000 de morți, o mică paranteză, adică puțin mai mult decât morți am avut numai la Odessa, în 4 luni. Cei mai mulți în Codeșul Transilvan, pe cursul mijlociu al Tisei și în operația Smolensk-Banská Bystrica. În ansamblul războiului, armata română a pierdut 794.000 de militari, din care 92.000 de morți, 333.000 răniți, 367.000 dispăruți. În cadrul luptelor desfășurate împotriva trupelor sovietice, au fost capturați 91.000 de militari sovietici. 82.000 au fost internați în România, din care 13.000 au fost eliberați, în special cei de origine română din Basarabia și nordul Bucovinei, 5.223 au decedat și 3.331 au evadat. În vest au fost ucis și luați prizoneri 126.539.000 de militari germani și maghiari, majoritatea preluați de sovietici. Documentele epocii relevă faptul că militarii români s-au purtat în general corect cu populația civilă, cantinele românești din Crimea fiind sugestive în acest sens, ceea ce nu înseamnă că nu au fost consemnate și abuzuri, în special în ceea ce privește ridicarea din gospodării fără bunuri de rechiziție și fără plată a animalelor și a altor bunuri, în unele situații în cantități exagerate. Tot atât de adevărat este și faptul că generalii comandanți și chiar Mareșalul Antonescu au cerut ca acolo unde era cazul măsurile represive să nu fie luate decât de către autorități și comandanții de unități, numai în caz vădit de agresiune și de desabotaj și alte fapte asemănătoare. Nu toate aceste ordine s-au respectat însă în totalitate, mai ales în condițiile în care inamicul desfășura o intensă activitate de partizani, împotriva cărora s-a dus un adevărat război, mai ales în Crimea și în Caucaz, alături de partizani acționând și mulți localnici. Participarea românească la război s-a mai caracterizat și prin faptul că de fiecare dată s-a desfășurat în condițiile inexistenței unor tratate sau convenții de alianță care să stabilească drepturile și obligațiile partenerilor. În 1 septembrie 1942, când București a insistat pentru încheierea unei alianțe autentice și ample cu Reichul, Berlinul a refuzat.
Nedispunând de mijloace care să determine acest lucru, conducerea statului român a acceptat situația. După 23 august 1944, când delegația română a propus la Moscova, cu prilejul semnării Convenției de Armistițiu, să se elaboreze un protocol militar special care să reglementeze cooperarea de armă română-sovietică, Vremea Molotov a declarat că acest lucru se va realiza ulterior la București, însă protocolul încheiat la 26 octombrie 1944, sub presiunea Comisiei Aliate de Control, partea sovietică, a exprimat doar punctul de vedere al Moscovei și legitimat procesul de destructurare a armatei române care nu participa la operațiile militare, în dezacord cu prevederile Convenției de Armistițiu, care a reprezentat mai mult Convenția un tratat de pace impus unui stat considerat învins în război, decât o convenție de cooperare reciprocă avantajoasă cu o țară care adusese deja importante avantaje strategice Națiunilor Unite, în special sovieticilor. În timpul campaniei din Est, relațiile bilaterale, politice și militare româno-germane au fost stabilite periodic în timpul întâlnirilor la vârf între Hitler și Antonescu și prin scrisori trimise unul altuia. Dacă în plan diplomatic Antonescu s-a bucurat de lași posibilități de manevră, întreținând relații externe atât cu statele Axei cât și cu statele neutre, desfășurând chiar negocieri de pace separate cu Națiunile Unite în perioada 43-44, în plan militar, conducătorul statului român a trebuit să accepte ca armata română să acționeze în conformitate cu concepția germană, încadrată în dispozitivul de luptă german, fără a avea posibilități prea mari de manevră. În faza ofensivă a campaniei, atunci când s-au înregistrat de regulă succese, lipsa convențiilor militare nu s-a resimțit prea mult. Consecințele negative au apărut în faza defensivă, în momente de criză, înfrângeri militare, atunci când Germania a acordat importanță cu prioritate satisfacerii propriilor interese. Cu toate acestea, alianța română-germană a supraviețuit de fiecare dată, ajungându-se la compromisuri reciproce. După 23 august, sovieticii au tratat România ca un stat ocupat și armata română înfrântă în război. Au dezarmat pe frontul din Moldova și dus în captivitate circa 150.000 de militari după datele Comisiei Române pentru aplicarea armistițiului, au sequestrat flota de război, au impus protocolul militar din 26 octombrie 1944, prin care au fost desfințate majoritatea structurilor militare care nu participau la război. S-au implicat în viața social-politică a țării, reușind să impună un guvern docil în pofida declarațiilor anterioare. În acest context, relațiile militare româno-germane și româno-sovietice nu au fost idilice, deși nu au lipsit nici momentele de înțelegere. În final s-a ajuns la impunerea supremației germane, acceptată de Ion Antonescu chiar dacă nu a recunoscut, și la hegemonia și dictatul sovietic acceptate de regele Mihai și mai ales de guvernul dr. Petru Groza. Ar mai fi de spus despre natura relațiilor politice și militare dintre Germania și Uniunea Sovietică, toate acestea influențând activitatea Marelui Cartier General, a Marelui Stat Major, cum s-a desfășurat, cum s-a numit în anumite perioade, diminuându-i atributele de concepție și de conducere a armatei, acesta rămânând numai cu sarcini de organizare, dotare, instruire, aprovizionare, iar din septembrie 1944 și de execuție a ordinilor Comisiei Aliate de Control pentru unele probleme cu caracter militar, dar și de armistițiu. Nu mai insist în redarea unei analize comparative în ceea ce privește modul în care s-a acționat pe front, cum au fost subordonate armatele, corpurile de armate, pe ce direcții și cum au acționat și într-un caz și în altul, deoarece nu mai este timp, cum s-au implicat germanii și sovieticii în ceea ce privește conducerea și încadrarea armatei române. Și aș vrea să concluzionez că să apreciez că relațiile militare, în concluzie, de cu comandantele germane și cele sovietice, nu au fost caracterizate, cum am spus, doar de suspiciuni și de conflicte, numeroase fiind și situațiile în care cooperarea de arme a fost efectivă și eficientă. Este o situație adevărată, reală și trebuie spusă. Așa cum armata 11 germană contribuise în 41 la eliberarea Basarabiei și a părții de nord a Bucovinei și la anularea temporară a raptului teritorial sovietic din 40, în toamna anului 1944, armatele sovietice ale frontului 2 ucrainian, 27, 40, 53 de arme întrunite, 6 tancuri, 7 de garde,
armate de alte aviație au contribuit la eliberarea părții de nord-vest a României și la anularea raptului teritorial ungar din septembrie din august 40, săvârșit cu sprijinul Germaniei și Italiei. Acest lucru nu trebuie uitat, ci relevat, cum am spus, deoarece constituie o realitate. În ansamblul războiului însă, atât în cazul Germaniei, dar mai ales în cazul Uniunii Sovietice, s-a confirmat din nou practica supremației partenerului mai puternic, care a reușit să-și impună concepția reducerea luptei, să exercite controlul asupra partenerului mai slab. S-a ajuns deseori la situația în care interesele românești au fost neglijate, ignorate și prejudiciate, producându-se nenumărate neînțelegeri, contradicții și chiar conflicte, soluționate de cele mai multe ori în Est prin compromis. În cazul sovieticilor, protestele șefilor marului stat major nu au avut niciun efect. De asemenea, ar fi greșit să se creadă că relațiile de comandament româno-germane și româno-sovietice au fost tot timpul tensionate, asta spun încă o dată, că în permanență aliații au urmărit să-și impună cu orice preț punctele de vedere, că propriile noastre comandamente nu au făcut nicio greșeală. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul profesor, foarte mult pentru această comunicare, care, după părerea mea, e foarte, foarte echilibrată. Ne-am atins scopul, te mulțumim foarte mult celor trei raportori pentru că comunicări și pentru faptul că s-au și încadrat în timp, dar mai ales pentru conținutul comunicărilor și acum, așa cum am promis, să avem seria de întrebări foarte scurte, comentarii foarte scurte, ca să putem să... Întrebări și pe urmă comentarii. Să dăm posibilitatea unui număr cât mai mare de oameni să-și spună cuvântul. Dar domnul profesor Radu Vercati. Vă mulțumesc pentru că sunt la prima parte întrebări și deoarece există un mare dușman al acestei conferințe, timpul, în primul rând pentru doamna Mioara Anton. Dacă dumneavoastră puteți să ne enumerați unele dintre publicațiile care au contribuit la propagandă în timpul războiului, ce număr au avut și mai ales ce penetrație și publicațiile scrise și publicațiile de radio și de cinematografie și unele dintre personalitățile care au făcut propagandă pro-război. Pentru domnul Alexandru Duțu, prima întrebare, dacă generalul Ion Antonescu, era general la începutul războiului, generalul Ion Antonescu a fost conștient de starea proastă a armatei române, relevată în discursul guvernamental prezentat imediat după cucerirea Odesei. Credeți că a fost rațional să intre în război? Credeți că a fost un act patriotic? Este o chestiune care se discută, s-a discutat. În al doilea rând, eu am auzit-o în familie de unele rude ale mele, foști generali, ulterior declarați general de merit, Ilie Antonescu și Marcel Oltea. În al doilea rând, ce a determinat starea de război a României imediat după 23 august? Și dacă dumneavoastră considerați că a fost o stare normală, la Palatul Regal a putut să răspundă la telefonul generalului Rodion Malinovski, Marcel Olteanu, care era comandantul Gărzii Călare, era unchiul meu, și a spus că el nu are nici calitatea, nici competența să răspundă în numele Palatului Regal. Acestea.
Mulțumesc foarte mult. Răspuns foarte scurt. Întrebarea domnului profesor Vergate ar presupune o nouă comunicare, ceea ce nu este cazul. Au fost foarte multe publicații consacrate sau publicații de propagandă. Cam câte? N-aș putea să vă dau un număr. Ele au fost direcționate în funcție de audiență. Au fost pentru front, au fost pentru țărani, presa centrală de asemenea stipendiată de către guvern a publicat constant informații referitoare la război și realitățile internaționale. Iar în ceea ce privește personalitățile care s-au pus în slujba propagandei regimului Antonescu, amintesc doar acea structură creată în primăvara 1942, Biroul Păcii, care a cuprins prin structurile sale numele cele mai reprezentative ale culturii române, fie că vorbim despre istorici, lingviști, etnografi, economiști, de la Institutul Național de Statistică, structura care a fost concepută pentru apărarea drepturilor României la viitoarea conferință de pace. În 42 a fost aceasta este. Mulțumesc frumos, domnul profesor. Dacă a fost Antonescu conștient de starea proastă a pregătirii înzestrării armate, normal că a fost, că conștient el a spus acest lucru și mai înainte de a preba puterea și în memoriile trimise lui Carol în primăvară și în timpul când a fost ministru, șef al Marului Stat Major, deci știa nivelul de pregătire al armatei. De ce a angajat armata în război? Asta a fost decizia lui, nu a întrebat, după cum știm, nici guvernul, nici probabil pe apropiații săi, dacă au știut un Ioan Nițiu sau poate Mihai Antonescu, dar în acel context era șeful statului, conducătorul statului, în contextul în care și cu prerogativele pe care știm cum a preluat puterea, așa a decis, acestea au fost evenimentele. Ce pot să spun? Că dacă a fost rațional, dacă a fost un act patriotic, nu văd de ce aș spune. Eu am spus cam cum s-au petrecut lucrurile. Dacă nu intra în război, pierdea momentul angajării de război alături de Germania, pierdea momentul eliberării Basarabiei și a Nordului Bucovinei. Iar noi știm că angajamentul lui din primul moment în care a preluat puterea a fost alături de asta până la victoria finală. Asta a fost Antonescu, aceasta a fost concepția lui. A riscat, știa care este armata. A crezut probabil, zic eu, că acele lipsuri se vor completa pe parcurs cu sprijin german, însă ce aș putea să spun, că noi intru în speculații de genul acela că a fost rațional, patriotic. Am spus care au fost faptele și normal că după mine a greșit, nu neapărat că la 22 când a angajat țara în război, pentru că înainte de 22 iunie, fusese iunie 40, iunie-iulie, când provincii românești au fost răpite. Asta iar constituie o realitate istorică, iar concepția lui Antonescu, profitând de contextul internațional, ne angajăm în război, deliberăm provinciile și mergem mai departe. Eu spun concepția lui că a fost bună, că n-a fost bună, așa a gândit, mergem mai departe și pe urmă vedem ce facem cu Transilvania. Problema după mine este de ce a trecut Nistru. A trecut pentru că în orice alianță nu poți să te oprești când s-a desfăcut interesul național. În 6 septembrie 1941, când el vine în țară după eliberarea Basarabiei și când a fost o pauză în luptele de la Odessa, în Consiliul de Miniștri, la un an, știm memoriile, conținute în memoriile lui Maniu și lui Bertianu, el spune, trebuia să mă opresc la Nistru. Păi asta nu pot să facă nici doi țărani care pun foii, carul, plugul la un loc și are pământul unuia și pe urmă când unul are terenul arat, spune, eu nu mai vin la tine că pământul nu mi-o face. Și spune Antonescu, asta nu fac nici doi țărani, dar nici eu.
Deci am mers mai departe. Lumina a greșit când a angajat prea multe forțe românești dincolo de Nistru, în adâncimea teritoriului sovietic. A fost prea mult la Stalingrad, în Caucaz, 400-500 de mii de militari, prea departe și cu prea multe forțe și fără niciun angajament din partea lui Hitler, fără nicio convenție scrisă. Deci asta ar fi, domnule, că a pus totul în cartea pe partea germană și a angajat țara prea mult, peste posibilitățile, dincolo de departe de granițe și cu prea multe forțe. Acesta a fost contextul, nu pot să spun nici că a fost rațional, nici patriotic. Poate greșesc eu, vă spun și părerea noastră. Am corect. Mai am o întrebare. Dacă la 23 august, dacă a fost normală starea de război, asta vă înțeles că a fost esența, da? Eu zic că a fost normală starea de război, pentru până că... Până la încheierea armistițiului. Până la 12 septembrie. Dar ce se putea întâmpla? Adică de la 23 până în 12 septembrie să ne oprim? Ce se face? Acolo regele, eu cred, da, asta zic și eu. Regele, eu cred că a procedat corect în momentul respectiv, chiar dacă a dat acea știre ca nereală, practic, neadevărată, că armistițiul a fost încheiat, dar și-a dat actul regelui s-a produs într-un context în care pe frontul din Moldova armatele noastre fuseseră înfrânte. Și bravo, aici nu mai este de întors că puteam să rezistăm pe linia fortificată Bocșană, Moroasa, Prăghila, așa cum vroia Dumnezeu și cum se spunea, să discutăm cu sovieticii, ce să mai discutăm? Păi ne bătuseră, chiar dacă nu capitulasem efectiv prin acte și recunoscuse, dar eram înfrânți. Frontul nu mai exista, nici în Basarabia, între Prut și Siret, mai ales și în sudul Basarabiei. Deci, măsura, n-aveam de ales atunci, decât să se anunță trecerea de partea Națiunilor Unite, având în vedere al doilea obiectiv național, poate este slogan, dar nu era slogan, eliberarea Transilvaniei. Dar având în vedere evenimentele care au urmat, eu cred că dacă nu se proceda astfel, poate mergeam cu buletin sau cu pașaport, nu știu, pe la Cluj, pe la Oradea, având în vedere și evenimentele la conferința de pace de mai târziu. Deci, s-a fost o stare de război imediată, efectivă. Acestea au fost și caracteristicile trecerii României de partea Națiunilor Unite. În acestea a constat și avantajele care au fost aduse acesteia, adică fără defecțiuni, cu în condiții grele, pentru că trupele pregătite pentru lupte fusese înfrânte pe frontul din Moldova, în zona de interior erau mai mulți armatele, diviziile de recruți, deci situația a fost foarte gravă și la 23 august, iar pierderile de la 23 august se pare că au fost mai mari decât cele de la Stalingrad, dacă cifra Comisiei Române de Armistițiu, 150 de mii luați prizonieri de către sovietici, este reală, chiar 160 de mii, se pare cam mare, dar e cifra oficială. Și atunci, punând la 160 de mii pe cei care au și căzut în lupte, păi am văzut mai în Moldova, vreo 200 de mii de militari în Moldova. Deci o situație... În Moldova, în bătălia Moldova, i-aș fi și Moldova. Deci o situație este de complexă, iar declararea stării de război imediat și trecerea din partea Națiunilor Unite ne-a creat și starea de fapt reală, de iure, de fapt, pentru a elibera apoi partea de nord-est a țării. Nu știu nimic de telefonul lui Marinovski cu Marcel Oteanu, când a dat Mareșeanu telefonul. 24 ori, l-a povestit el în niște memorii ale lui. Povestește dânsul, dar nu știu dacă se confirmă. În ceea ce privește ce aș putea să spun la microfon, după documente sovietice, în ceea ce privește poziția lui Marinovski, este că la 24 august se anunțase trecerea de partea Națiunilor Unite, când armata română n-a mai luptat împotriva sovieticilor, Marinovski, urmând ordinele primite de la Stalin, Antonov de la Kremlin, a ordonat trupelor frontului 2 ucrainian să-și continue mai departe misiunile, să nu ia în considerație nicio declarație a românilor. Asta și explică comportarea în zilele acelea a trupelor sovietice, dezarmarea de care am vorbit, dezarmarea armatei Moldovei. Armatei aflate pe frontul din Moldova, dezarmarea flotei de la Marea Neagră și
Practic, nu, acolo e altă. Cum este acolo? Nu. La Marea Neagră cum este? Păi au dezamaflut, a făcut nimic, fără pretext. În 5-6 septembrie. Dacă mai sunt probleme, mai... Nu. Mulțumesc frumos. Dacă mai sunt întrebări, rugămintea este ca întrebările să fie scurte. Nu vă așteptați la răspunsuri lungi, pentru că asta înseamnă o nouă expunere. Da. Vă rog frumos și să vă și prezentați. Numele meu este Ana Bădeanu și poate că sunt dezinformată, însă aș vrea să știu dacă cineva mă poate lămuri. Mă interesează când, cum și până când Ion Antonescu a fost dus în URSS și cum a fost readus în patrie pentru ca să fie executat. Ca întrebare clară. Ca domnul... Da. Din ce știu eu, a arestat la 23 august, în noaptea dus preluat de formațiunile lui Plotăraș, dus în Vatra Luminoasă. Acolo a stat până în Vatra Luminoasă, a fost păzit în condiții normale, vă spune și el, au trimis pe Borcescu. Din procesul spune că din inițiativa regelui, prin Sănătescu, a spus, du-te în Vatra Luminoasă, vezi cum stă Antonescu acolo. S-a dus, l-a primit... Vorbiți în microfon, vă rog. Deci, în Vatra Luminoasă l-a dus, pe 28 august, Sănătescu spune că a primit telefon de la rege, să trimită pe Borcescu în Vatra Luminoasă, să vadă în ce condiții este ținut Antonescu acolo. S-a dus Borcescu, a vorbit cu Antonescu, condițiile sunt bune, vreau presă să fiu și eu informat, aveți grijă ce faceți cu Transilvania și probleme de felul acesta. În 30 august a venit la București generalul Tevchenkov cu alt general sovietici, cu alte structuri care au vrut să-l preia pe Antonescu. S-a dus la comandamentul militar al capitalei. Normal că Iosif Teodorescu nu știa nimic despre acest lucru. Tevchenko a insistat, telefon la Aldea și la membrii guvernului și au aflat unde este Antonescu. Sub presiune, spune Aldea, care i-a condus acolo și cu Bonnăraș. I-au dat telefon Aldea lui Bonnăraș. Bonnăraș și i-au preluat, deci în 30 august pe Antonescu și i-au dus spre posturile de comandă ale armatei, unei armate sovietice, apoi la frontul 2 ucrainian și de acolo la Moscova, în condiții bune, se poate spune, fantazii, în memoriile sale. Au stat la Moscova, din câte știm, în condiții chiar bune, cam un an, apoi duși la Lublianca pe spre sfârșitul războiului, anchetați, domnul Ciucă, din câte știu, a și publicat interogatoriile, iar în 46 pe primăvară a fost readus, judecat de tribunal, condamnat la moarte de 4 ori, din câte ține minte, și executat la 1 iunie 1946. Prezentați-vă, domnul Stănescu. Mă numesc Dan Stănescu, Camera de Comerț, dar voi pune câteva întrebări și scurte adăugiri în nume propriu. Aș vrea să subliniez că întrebările care s-au pus până acum au fost foarte bune, în schimb răspunsurile au fost destul de subțiri. Trebuie să ne întoarcem cu ochii minții înapoi și să subliniem faptul că România a intrat într-un război nedrept, un război de apărare a patriei pentru Uniunea Sovietică, cu toate că apoi a fost extins și nu știu cine ar fi făcut altfel încât să treacă granițele Marii Rusii și să zdrobească fiara fascistă chiar în vârlogul ei,
dar întrebarea este următoarea. Ce a făcut clasa politică pentru a nu lăsa pe acest mareșal Antonescu, care de altfel a fost înainte un bun strateg, dar un foarte prost politician? Ce a făcut clasa politică pentru a nu intra într-un război total depășit? Mai cu seamă când s-a făcut greșeala că atunci, în 1917, Casa Regală a înstrăinat nu numai bunurile, odoarele țării, ci și întreaga arhivă. Cum să declar război unei țări care, uitați-vă la Imperiul Otoman, nu dorește să dea sabia ca trofeu de război. Cu atât mai mult Rusia nu putea să dea lucrul ăsta. De ce i-a declarat război? Aici este o întrebare firească. Clasa politică nu a avut niciun fel de rol. Din contră, a încurajat. Iar atunci când a fost arestat Antonescu, a stat ascunsă. Eu consider că actul regal n-a fost un act de trădare, ci un act foarte bun, un act firesc, iar războiul Uniunii Sovietice a fost un război de apărare. Cu toate, încă o dată subliniez că a fost extins. Pentru România, nimeni n-a spus aici că mareșalul Antonescu a invocat cuvântul dat Führerului, cuvântul de ostaș. N-avea ce căuta. Pentru interesul României nu exista acest cuvânt. A fost un prost politician, iar clasa politică e vinovată în aceeași măsură ca și el. Vă mulțumesc. Mai luăm o întrebare la reprezentantul presiei militare de la Observatorul Militar. Poftiți. Bună ziua, Vali Rupa, sunt de la Observatorul Militar. Aș avea două întrebări personal dumneavoastră. Aș vrea pentru doamna Anton, dacă se poate, să-mi răspundă la întrebarea cum interpretați dumneavoastră faptul că Mihai I a aflat de la radio despre intrarea României în război și domnului colonel Corneanu, care susținea că... Mă scuzați. Susțineți dumneavoastră că actul de la 23 august a fi trebuit înfăptuit în alt fel. Rămâne cel faptul că a fost înfăptuit și că regele Mihai a fost un pion decisiv în acest act. Dar aș vrea să comentați, dacă puteți, atitudinea regelui pe timpul războiului în general și dacă puteți faceți câteva referiri și la Carol al II-lea, care se afla în exil în Portugalia în acea perioadă. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Nu mai puțin să-i dăm și domnului Budișteanu și cred că cu seria de întrebări ne oprim. Dacă tot trebuie să mă prezint, mă cheam Alexandru Budișteanu, sunt basarabean, am 87 de ani. Întrebarea mea către dumneavoastră este următoarea. Ce s-ar fi întâmplat dacă mareșalul Antonescu ar fi primit acel răspuns pozitiv din partea doamnei Conantai că URSS-ul e dispus ca să încheie armisticiul? Și bine că asta este o opolit. Da, adică nu cumva s-ar fi schimbat soarta României atunci? Nu s-ar fi schimbat nimic. Să nu a fost întrebare. Domnul profesor, eu spun părerea mea, nu trebuie să mă și credeți. Dânsul a spus că a fost război nedrept, dar am intrat în război unde? A trecut Prutul pe teritoriul românesc, în provincii românești, care fuseseră ocupate de Uniunea Sovietică în 40. Constituie aceasta o realitate istorică sau nu? Sau provinciile respective au fost românești sau nu au fost românești? Aici e toată întrebarea. Deci, am intrat, asta e, ce să mai discutăm altfel? Am intrat inițial într-un război pentru eliberarea unor provincii ocupate în 40. Apoi, dincolo de Nistru, am continuat războiul în contextul cunoscut, alături de armata germană, pe teritoriul Uniunii Sovietice, în adâncimea teritoriului Uniunii Sovietice, cu efective multe am spus, nici eu cred că n-a fost bine așa cum o. Deci asta ar fi în legătură cu intrarea în război. Dacă considerăm că provinciile respective nu au fost ale noastre, a fost război nedrept.
Dacă au fost ale noastre, atunci ce să mai discutăm? Apoi, în legătură cu clasa politică, Antonescu avea de pline puteri încă din septembrie 40. Avem, interzisese partidele politice, viața politică nu se mai desfășura, nu mai aveam parlament, s-au manifestat liderii partidelor politice istorice prin respectivele memorii care n-au fost de acord cu alianța cu Germania, cu prezența trupelor germane în țară, dar în prima fază a războiului, atât Mariu cât și Brătianu, eu nu știu să fi zis, Mihalache, liderii partidelor, nu știu să fi zis ceva împotriva participării la război pe teritoriul Basarab, pentru eliberarea Basarabiei și a nodului Bucovinei. Primul memoriu al lui Maniu este abia după, la câteva zile după eliberarea Chișinăului, la 16 iulie. Și apoi urmează, în contextul în care au fost puse partidele de către Antonescu, au acționat așa cum au crezut, prin memorii și... Deci, ușor să acuzi că n-au făcut, dar hai să vedem și contextul, și intern, și extern. Regele Mihai la radio. A aflat și regele Mihai de la radio, pentru că Antonescu... Pentru că n-a fost informat, e clar, angajarea în război a fost actul personal al lui Antonescu și nu l-a informat. Mihai I, în timpul, regele în timpul războiului, în timpul războiului din est sau din vest. În cadrul poziției pe care i-a impus-o Ion Antonescu, a mers alături de Ion Antonescu și a făcut câteva vizite pe front, în Basarabia și în Crimea și unde? Și chiar la Hitler. La Hitler înainte. Și aceea a fost o problemă de protocol pentru că se ducea din câte știu eu în altă parte. Deci, implicat în război, direct, n-a condus nici Marele Stat-Major, nici Marele Cartier General. Dacă vezi, nici Antonescu n-a condus în mare măsură nici în Basarabia, pentru că concepția de desfășurare a operațiilor în Basarabia a fost al lui Hitler. S-a înțeles cu Antonescu încă înainte de 22 iunie, pentru imaginea publică îți voi trimite ordinele mele și nu direct, ci prin Rundstedt. Iar în ceea ce privește zona românească și trupele române, l-a rugat să le contrasemneze și așa s-a întâmplat. Avem ordinele germane traduse, aproape de preluate integral de Antonescu în prima fază și transmise la trupele noastre sub semnătura lui. Deci nici Antonescu n-a avut o concepție strategică și nu se... că s-a implicat apoi în desfășurarea efectivă a luptei, în conducerea, în supravegherea, conducerea efectivă a luptelor în Basarabia, mai ales și în Bucovina și apoi pe front, în zona Odesei, unde am avut frontul nostru mai distinct, dar nu v-ați văzut că n-am făcut prea mare lucru nici acolo, pentru că am avut pierderi foarte mari, sovietice s-au retras când au vrut. Deci nici românii, nici Marele Stat-Major n-a fost implicat în conducerea la nivel strategic, operativ, superior a operațiilor militare. Cu atât regele Mihai, care avea poziția pe care o știm și în care pusese clasa de către Antonescu. Dacă, nu mai știu ce, dacă Antonescu ar fi... primit telegrama Nicola. Dar dacă nu văd de ce să spun, mai ales că știm că în primăvară, în timpul preliminarilor de armistițiu, Antonescu ar fi vrut să facă armistițiu, dar sub umbrela anglo-americană. A cam evitat și chiar a cam zis nu la propunerile sovietice din aprilie-mai, iar după ce anglo-americanii au debarcat trupele în Normandia, după ce sovieticii fronturile au avut forțe importante, au declanșat operațiile cunoscute din vară, mai ales după Iași, Chișinău, n-au mai avut niciun interes, zic eu, să discute cu Ion Antonescu. Și interesul lor a fost în aprilie, când printre condițiile lui Stalin, sunt cunoscute, sunt scrise, a fost și aceea ca armata română să depună armele, să le dea la sovietici și apoi să fie reînarmată. Dar atunci frontul se afla în Crimea. Cum să dezarmezi când nu erai în situație critică, nu erai înfrânt, erai încă în poziție de luptă.
Deci, nu prea, adică la acea telegramă sunt voci care spun că nu prea a existat, nu știu, nu poate, nu cunosc eu bine, dar la dacă nu folosesc și nu răspund. Mă să vă răspund eu. Referitor la întrebarea dumneavoastră de regele Mihai, n-avea cum să-l face un rol important în ciuda propagandei regaliste de astăzi, pentru că nu reprezenta nimic decât un tânăr instalat pe tron într-o conjunctură istorică, îmi pare foarte rău. Iar în ce privește capacitățile militare ale celor care au format casa militară regală sau anturajele liderilor politici, Maniu și Bertion, vis-a-vis de concepție militară în tot general, lucrurile sunt sub semnul întrebării vis-a-vis de valoare militară, concepție tactică, strategică, experiența în timpul războiului, pentru că Antonescu se reproșează că n-a condus o divizie pe câmpul de luptă, de acord cu dumneavoastră, asta a fost istoria primul de mondial, dar a condus direct biroul operației al Armatei de Nord, care s-a retras în desăvârșită ordine în noiembrie-decembrie 1916, a condus biroul operației al Marei Cartier General Român. Deci, ca atare, nu putem să-i punem în discuție capacitățile strategice și tactice. N-a comandat o divizie sau un batalion în linia antre, asta e altă discuție. În ce privește rolul pe care l-a jucat, vă spunea și domnul profesor Guțu, a participat la câteva viste pe front, avem fotografii, avem filme, deci nu se poate disocia de criminalul de război Ion Antonescu. Ce s-a întâmplat mai apoi este nașterea acestei opoziții politice care ajunge la o conjurație politico-militară, participă personal la câteva, trece Mihai, la câteva discuții cu reprezentanții comuniști, vis-a-vis de o pregătire militară a ceea ce s-a chemat cândva insurecția armată, un titlu frumos. Dar poate că a fost o lovitură de stat în toată regula. Iar ce privește la 23 august 1944, aproape un loc decisiv pentru că el a ordonat arestarea mareșalului Ion Antonescu. Rămâne o mare discuție în care există opinii că s-a fi vorbit anumite lucruri sau că s-a vorbit altceva, pentru că în documentul pe care mareșalul Ion Antonescu a lăsat atunci în Sanveul Palatului Regal vis-a-vis de discuția cu regele Mihai, un lucru foarte important. Nu cred că există, cum s-a făcut câțiva ani, o bandă audio prin care s-a putut înregistrarea conversației între Mihai I și Ion Antonescu. Dosarul de la CNSAS, care s-a făcut mare vorbă în presă, este de fapt un dosar care cuprinde amintirile foarte multor persoane implicate în 23 august 1944, dar multe dintre ele deja au fost implicate în cazul stărcea, astfel încât credibilitatea trebuie să fie pus sub semnul întrebării, pentru că mărturierea s-au mai folosit și în perioada regimului comunist. Asta încât la 23 august 1944 a jucat un rol important în sensul arestării efectiv a mareșalului, dar trebuie să vă readuc aminte faptul că la ora la care s-a întâmplat arestarea mareșalului, deja în conformitate cu dispozițiile mareșalului Ion Antonescu, din ședința de guvern din dimineața de 23 august 1944, întreaga armată română se pregătea la nivelul armatei din interior plus armata de pe front, într-o anumită perspectivă pentru așa numită întoarcere a armelor. Ce s-a întâmplat pe ceva cu 18-30 executare indicativă bajura și stejare extremă urgență face parte din planul operativ ipoteza U, aprobat personal de mareșalul Ion Antonescu, gândit și realizat de către trupele române vis-a-vis de intrarea în lupte problemă armatei germane. Deci, ca tare, la întrebarea noastră, cam aceasta din poziția mea, referitor la chestia cu telegrama, aici am numit socii de domnul profesor Guțu. Din punctul meu de vedere, telegrama a venit, am și explicat în cărțile mele despre războiul mondial al doilea, că această telegramă a sosit în dimineața respectivă. Există ca documentul în sine, telegrama, și asta este acuza principală pentru care mi se respinge teoria, dar ok, în regulă. Dar totuși vreau să-mi răspund la întrebarea cum se justifică declarația lui Iuri Maniu din documentul din de fapt, din ședința din 16 septembrie 1944 al Guvernului, când Lucrețiu Pătrășcan informează despre armistițiul de la Moscova, la care Iuri Maniu are o replică foarte interesantă, și anume, ce se va spune poporul când va afla că Ion Antonescu a avut condițiile bune de armistițiu. Am văzut o telegramă, domnul Igor Niculescu Buzești se adresează Maniu, ministrul de externe, în funcție, știți telegrama, iar stenograful adnotează pe document, paranteză, Igor Niculescu Buzești, citește textul telegramei efectuare la zona neutră, închide paranteza, pune punct și trece mai departe. Document publicat în volumele din anii 1944. De altă parte, la procesul din mai 1946, la întrebarea punctuală pe care adresează Mihai Antonescu lui Maniu, domnule Maniu, a venit ceva de la Moscova în acea dimineață și noi n-am știut. Maniu spune da, Mihai Antonescu întreabă spre tine, de ce n-am fost informat, n-a mai fost timp.
Neagă Jurala a părăsit care a stat tot cifrul cu care s-au folosit decât o poziționare și din Ministerul de Exterior, cifrul secret de stat cu aprobarea Mareșalului Ion Antonescu pentru cea notarantire de amnistiție cu Stockholm și celelalte capitale occidentale, și de altă parte un cifru secret pe care Igor Niculescu, puteți directorul cifrului Ministerul de Exterior, a folosit fără acordul Mareșalului Ion Antonescu, poate că acolo ar fi o taină legată de ce și cum. În ce privește necesitățile impuse de demitere a telegramului, punctul de vedere au legătură cu situația de pe frontul din Moldova, care era dezastroasă într-un anumit punct de vedere, dar nu într-adevăr dezastroasă încât să ajungem la situația la care s-a ajuns. Și mă refer la faptul că dacă sovieticii nu deschideau în termen de 48 de ore prin luptă linia fortificată, atunci situația militară se agrava foarte mult. În fața Brașovii erau opriți din punct de vedere militar, iar pe frontul de vest exista o conjurație a înaltului comandament armatei germane de pe frontul de vest, partea mareșalului von Kluck, vis-a-vis de o capitulare necondiționată a trupelor germane, ceea ce este cele informații sau ce știau, astfel încât în combinație celor doi factori bătării Brașovii stopate, o rezistență în fața linii fortificate, plus, evident, pe frontul de vest, din punctul meu de vedere s-a impus necesitatea de a se promită Ion Antonescu că va avea ceea ce își dorea. Și își dorea Ion Antonescu o zonă neutră în care să nu intre armata sovietică, precum și în termen de 15 zile, pentru ca trupele germane, în cazul în care doresc să deganisează Carpații Orientali, să deganiseze Carpații Orientali, trupele române să ocupă alineamentul lor și apoi să urmeze retragerea armatei germane. Sigur că acestea au fost concepțiile și condițiile Mareșalului Ion Antonescu. Din punctul de vedere telegramă a venit, rămâne poate într-o zi să descoperim. Iar vis-a-vis de efectivă de pe frontul Moldovei, practic, grosul pierderilor sunt cele aproape 15 divizii românești, aproape intacte, care au intrat în luptă și care vinau de comunicația Dragoneanțe la Neamțe și au fost capturate în capul de pod de la Siret. Așa se înrașă cifra de peste 160-180.000 de soldați armate române care au luat drumul prezentatorii datorită actului statului de august 1944. Mulțumesc! Nu vă supărați, cu tot riscul de a fi nedisciplinat. Doar atâta. Câți soldați români au fost luați prizonieri între 23 august și 12 septembrie? De la 160.000 de la 180.000. În absența dumneavoastră. De la 160.000 de la 180.000. Ce pot să răspund. Eu mulțumesc celor doi colegi că au răspuns în locul meu unei întrebări ce mi-a fost adresată. Într-adevăr, vorbim despre rolul decorativ pe care Mareșalul Ion Antonescu l-a atribuit regelui Mihai și casei regale, iar însemnările lui Ioan Mogion în special, oricât de multe semne de întrebare ridică, cred că redau foarte bine starea de frustrare care l-a cuprins pe regele Mihai, în care el nu era niciodată consultat în ceea ce privește deciziile importante pe care țara le pe care Ion Antonescu le lua pentru România. Cam atât, deci cred că am răspuns și eu. În legătură cu prizonerii luați de sovietici după 23 august, Comisia Română pentru aplicarea armistițiului, prin ianuarie 1945, înaintează o cifră de 160.000 de militari și spune și câți ofițeri, subofițeri și trupă. Malinovski a recunoscut cam vreo 40.000. Prin arhive mai există și alte cifre, 80.000, 90.000. Deci cam asta ar fi marja, plaja de cifre. Au fost oricum mulți, puteau să fie și mai puțin, dar după mine este inadmisibil, deoarece la 23 august armata română nu a mai luptat. Deci nu exista un pretext. Iar regele a spus, opriți lupta. Suntem prieteni cu sovietici. Nu, s-a spus națiunile. Una este să spună, nu știu dacă a spus chiar așa, dar alta este, după mine, alta este realitatea de pe front. Credeți că la telegramă, dacă așa a fost telegramă, ar fi pus condiții, trupele de pe front mai așteptau discuțiile de la Stockholm sau de la Moscova, s-ar fi oprit cumva? Sigur că a fost scenariul lui Antonescu. Ideal ar fi fost, după mine, să fi putut, dar practic, real, realist vorbind, se putea realiza acest lucru când în 24 august Malinovski și cu Stalin Antonul Malinovski spune: îndepliniți-vă misiunile de luptă, nu luați în seamă nicio
obligație, niciun anunț, niciun comunicat și în felul acesta, înaintând spre sud, au blocat pe Valea Siretului, cum a spus domnul Corneanu, diviziile acelea care mai aveau capacitate de luptă și care încercau să se retragă, însă le-au blocat, le-au dezarmat. Dar după mine, de vină pentru dezarmarea lor, n-a fost regele Mihai. Au de vină, a fost clar sovietici, pentru că comandamentele lor au realizat acel act inadmisibil, trebuie să o spunem, la cifra aceea, putea fi și mai puțină, în contextul în care generalii români au spus s-a încheiat armistițiu, cum li s-a spus, deși nu se încheiase, dar vrem să luptăm alături de voi în vest pentru Transilvania. Așa, întâi se pune o problemă de gândire. Avem impedimente înaintea noastră, care, ca istorici, le-am trăit câteodată chiar cu noi de acute. E foarte greu să ne substituim celor care au pregătit, deci celor care au premeditat întoarcerea armelor. Aici se pune, încerc să fac și cronologic o analiză. Sănătescu n-a fost pe front, după ce a fost comandat în divizie în Caucaz, a fost trimis de către coroană, nu? Să încerce pe o parte să înțeleagă spiritul combativ dacă mai era și eu zic că totuși poate mai era. Noi trebuia să fie luptăm, nu? Și mai ales că suferisem catastrofa de la Don și Stalingrad. Dar ceilalți ofițeri care superiori, comandați de mari unități, care au răspuns în chip și fel. Vă dau exemplu pe Racoviță, care ajunge în guvernul imediat. Nu? Al lui Sănătescu ajunge șeful Ministerului Apărării de Război, în fond, pe vremea aceea, nu? Și își părăsește frumușel, nu? Unitatea, își prezește corpul și pleacă. În concert. Îl prim pleacă în 5 august, este pomenit de o notă a Ristescu, care poate a ajuns la Antonescu, poate n-a ajuns. Da, am reținut-o noi acum. Au mai fost și defecțiuni de soiul acesta, în care comandanți de mari unități au zis acum trebuie să judecăm la rece toate aceste evenimente. România intrase într-o zonă de bombardament. Nu poporul român, nu țăranul român era spăriat și nu el a ridicat brațele, ci sfânta noastră burghezie, care evacuează Bucureștiul, are pierderi mari, nu mai discut ce se mai petrece și în zona petrolieră, unde și acolo au fost defecțiuni și acolo se putea organiza mai bine și am avut prietul să stau de vorbă cu cineva care era chiar ajutorul Neamțului, nu? Pe zona petrolieră a noastră și care a spus, domne, ne trebuiau și nemții ne-au oferit mai multe posibilități de camuflaj, adică în loc de 10-15 km pătrați, trebuia să avem 100 și trebuia să creăm, vă dau niște lucruri inedite oarecum, trebuia să creăm mai mulți mai mulți ploiești, nu? În care cei care ne bombardau, cei care bombardau, în special rafineriile, nu? Ultima a fost român-americană, mă rog, să aibă mai multe obiective, unele false. Mă rog, nu s-a petrecut acest lucru, nemții și-au dat seama mai târziu de faptul că noi dorim să ieșim din conflict. Problema pentru mine este alta. Antonescu categoric avea angajamente nespuse, nescrise, dar prezentate pentru o evidență. Rebeliunea de 21 ianuarie. Gândiți-vă, legionarii reprezentau ce? Un regim politic, nu?
gândiți o legătură pe care aveau ei cu partidul Inițiativă. Era firesc ca Horiasima să fie, să preia comanda. Și totuși, greșeala lui Sima, care refuză să se ducă la Antonescu, la Hitler, și prezența lui Antonescu, care se știa militar de gen, militar care a avusese să le face și cu armata Kaiserului, mă rog, vreme să mai le înșir eu calitățile de militar ai lui Antonescu. În ce virtute? Că peste câteva luni de zile, Germania urma să atace Colosul, să intre în URSS. Ori n-avea nevoie de tineret, când avea nevoie de o armată care cât de cât putea să-i pune la dispoziție în jur de 15 și 22 de divizii, cel puțin 15 erau compatibile. Întrebarea este, cât a crezut, întrebarea dacă mi-o pun eu, cât a crezut și în ce grad a fost convins Ion Antonescu, general, pe vremea aceea, în victoria Reichului. Să facem bilanțul. Franța 40 de zile, Polonia 3 săptămâni, Belgia, Olanda, aventura care s-a sfârșit cu bine din partea Wehrmachtului în Norvegia, aprilie. O serie întreagă de succese, ne mai discut campania iarăși Fulger din Balcani. Încercăm să judecăm, eu știu, posibilitățile de percepție unui adevăr care a urmat ulterior. Pe urmă și-au adus aminte, nu? Că în primul război mondial, americanii au reușit să schimbe soarta războiului. Și cu ce cifre? Nu vă învăză la al doilea cu 57 de milioane de oameni care lucrau pentru război, pentru cele două fronturi, Pacificul imens și dincolo armata, dincolo Wehrmachtul, dincolo Germania. E foarte greu să ne substituim unui judecăți pe care și-au făcut-o cei care conduceau destinele noastre, chiar și Maniu. Maniu este reticent. Trimite, îi dă voie lui Mihalache să duce, nu, voluntar. Dar să mai puteți aici un lucru și aici aș vrea să completez pe colegii mei. De ce am trecut noi niște? De ce nu l-am imitat pe Mannheim? Care a spus stop, ne luăm teritoriile, dar mai departe nu mergem. Și a fost o revoltă la Wilhelmstrasse, vizionă de externe, și a fost și Hitler, n-a fost deloc încântat, să joacă după cum, n-a fost deloc încântat, ba chiar i-a spus să nu mai mă duceți în fața acestui om, când s-a întâlnit cu Francisco Franco, care îi trimit un corp expediționar, care cred eu că s-ar fi putut merge pe această formulă și noi. Nu? Adică ne-am aruncat, cum într-adevăr spuneai, ne-am aruncat grosul armate și ce fond? Contingentele noastre. Nu? Restul știți prea bine cu cine am făcut 20 august și ce oameni am trimis scăpați de zilele acelea fatale ale armatei române din luna august. E, aici iarăși se ridică problema, putea Antonescu și eu zic că se putea încerca acest lucru. Să mergem pe o formulă medie, o formulă în care să nu-l fie enervat pe Hitler, nu? Dar și să avem o prezență dincolo, peste Nistru. Aici, efectiv, nu se poate pronunța nimeni decât de cei care au trăit și cei care au avut destinele în mână direct. E, în privința, o să trec și la subiectul, dar întâi aș vrea să spun un lucru, să-l comentez pe colega noastră. A existat o propagandă susținută parțial. În primul rând a fost presa. Presa, n-am parcă zis, presa a fost excelentă. De ce? Că a avut oameni de calitate.
l-a avut pe Romul Dianu, secretarul, a fost secretar de redacție, șeful curentului, nu? L-a avut pe Patrice Icaro, care a mirosit pe 2 august că lucrurile se strică și așteaptă peste graniță, nu? L-a avut pe Stelian Beniț Popescu de la Universul și a avut o sendă pe Ilie Leptărie, Ilie Răbilescu și pe alții și pe alții. Presa a fost pe Seișanu, consilier militar, în fine, o să intra de ziare care au omes cu sufletul și cu o conștiință românească, reprezentând opoziție, o opoziție chiar după dezastru de la Salinga și Cotul Domnului. Am avut prilejul să stau de vorbă cu o bună parte din acești oameni și toți mi-au spus că după dânsii, Antonescu și-a dat seama că războiul era pierdut. De altfel, Romulus Dimitriu își păzese divizia de la Stalingrad, ia un fistă ștor și se duce la cabinetul mareșalului și îi spune, intră, datele le-am chiar de la dânsul, nu? Fiindcă fiul lui, fiul generalului, a fost colegul meu la Colegiul Carol. Care vedeți aici pe imaginea care este agățată aici în stânga, este a doilea personaj care a făcut parte din mișcarea de rezistență și a condus niște grupe de masivuri de zonă. Îi spune în față, domnule mareșal, era mareșal deja, am pierdut războiul. Prin grad, evident că Antonescu era superior, prin vârstă nu. Știu generale și acum încercăm să vedem cum ne putem sustrage. A urmat pe urmă o discuție, felul cum avertizmentele care i le-a dat Antonescu, le-a prezentat lui Keitel, n-au fost luate în considerație de marile concentrări care se fac. Peste 1.000.000 de soldați au fost concentrați pentru atacul acela surpriză în plină iarnă, nu, ținând seama de continent, nu? Și care au făcut țândări și aici nemții care chiar în prizoneria generalii au avut și o altercație, una chiar contundentă, i-au acuzat pe italieni, spargerea frontului italian s-a petrecut așa, ca o boare, pur și simplu, vă spun de lucrurile luate de la trăitori. Ungurii au mai rezistat, aveau și ei 2 divizii, Antonescu a protestat, a cerut 5 divizii maghiare. S-a dat 2 divizii, dar 2 divizii anemice. Și pur m-a urmat desfășurătorul, care știți foarte bine, am conjurat armata 6-a, cea mai puternică armată germană. Și a urmat dezastru. Problema este în ce măsură Antonescu a încercat să mai salveze ce se putea totuși trage la mal. Ultima greșeală care cred eu că a făcut-o și a făcut-o statul major al nostru este când a trimis în Crimea, care e deja o provincie militară pierdută. Era un teritoriu care se știa că urmează să pere popor, nu putea fi apărat decât dacă ar fi avut cel puțin un dotaj în blindate, nu? Pe care aveau rușii, dar nici vorbă. Cel care ajunge șeful serviciului de informații în Germania după încheierea războiului, este un general, colonel pe vremea aceea, care în fiecare săptămână îi dădea rapoarte directe de procentajele între Wehrmacht, între puterile și de multe ori trecea și dincolo la englezi, nu? Dar între posibilitățile pe care le aveau rușii crescânde, Stalin se laudă că a avut în războiul lui 80.000 de tancuri, 80.000 de blindate. Cifra este absolut exagerată și după niște rapoarte pe care le-am citit eu mai anii trecuți, rușii au avut în jur de 35-38.000 de tancuri și care au pierdut mai mult de jumătate. Bun. Ceea ce mi se pare cumplit este că
în judecata celui mai mare contrat, celui mai mare strategian din războiul al doilea, mareșalul Manstein, coleg de armată cu Klaps, care îl vizita mai în fiecare duminică sau în fiecare sărbătoare, nu? Și care a fost singurul general român care a avut direct, nu? A avut direct acces și o prietenie afișată cu un mare comandant al armatei germane. Și care a prevăzut. A prevăzut, mereu românii care erau în stepa calmucă și care știau că o divizie se întindea între 15 și 20 de kilometri. Fals ideea cu 5 kilometri. Între 15 și 20 de kilometri, asta era perdeaua, nu? Iar tranșeele le făcute ai noștri cu dinamita. Adică pământul era, ce să zic, beton armat. Vă dau lucrurile acestea care se întreb în atmosfera celor petrecute atunci pe 19 noiembrie, nu? Când ceasa o tăiai cu cuțitul și când totuși s-au găsit ofițeri superiori care au fost în rândurile armatei, în rândurile subalternilor și și-au dat viața. E momentul aici să pomenesc de colonelul Ciobanu, artileristul, care moare lângă tunul. Și alții, și alții. Simon. Generalul Simon. E, problema e să ne întoarcem la uile noastre. Problema pentru noi, istorici, este care a fost momentul când Antonescu și-a dat seama că războiul este pierdut, de fapt. După mine, este accelerarea bombardamentelor în zona petrolieră, trecere la bombardamentele asupra populației civile, când au avut de încolimator, citeam amintirile unui pilot american, ni s-a dat două obiective. Palatul administrativ CFR, făcut de un unchi al meu, și care a rezistat la 3-4 bombe căzute pe el, e drept că a spulberat cele 3-4 baterii de antiaeriană ușoară, care erau pe acoperiș. Dar palatul nu s-a prăbușit. Pe unchiul meu l-a chemat Cristian Matescu, academician și părintele biotehnicii românești. E, și al doilea obiectiv a fost centrul capitalei. Centrul capitalei se întindea de la, ce să zic, de la lacuri și până mai jos, până de tipul de... De aceea au căzut bombele pe universitate. Și au văzut și bombe pe Arcul de Triunf, lângă Arcul de Triunf, știți foarte bine că acest moment l-a prezentat răposatul nostru coleg, prieten, Constantiniu, Florin Constantiniu, care era tânăr, dar care, taicătorul era ofițer, a avut prilejul să vadă hecatomba, peste 200 de oameni au murit niște bombe care au căzut lângă într-una de post, chiar în parcul acela de lângă, unde este stadionul acum. Mă întorc la ideea care o am. Debarcarea 42 noiembrie în Africa de Nord. Deci, primul moment, primul semnal că America s-a trezit. Și aici îmi pare foarte rău să-i acuz pe cei care erau. Nu a pus pe Ovidiu Vlădescu, n-am parlat în plus, dar pe alții. Domnule, Antonescu totuși nu era un militar idiot. Și îmi povestea maiorul Vlădescu, nicio legătură nu are între Ovidiu Vlădescu și maiorul și Gheorghe Vlădescu, care îl conducea pe Antonescu în niște inspecții. Și îmi spunea că Antonescu nu stătea lângă el, stătea în spate și citea. E de prisos să vă spun că omul ăsta era un om cult. Nu și-a dat seama ce înseamnă intrarea în război Americii. Și că n-a fost vorba de o plecare a balanței, ci a fost o întoarcere a ei. Nu știa ce înseamnă industria americană. Nu știa ce înseamnă primul război mondial. Că la un moment dat, și vă dau aici un amănunt
aproape umori. Ultimele zile ale conferinței de la Paris, 28 iunie, Paris. Se încheie armistițiul, se transformă în pace. Francezii, Clemenceau, Tigru, este cel care mereu îl obturează, îl pune în zid pe cel care are favoritorul celor 14 puncte umanitare, nu? Woodrow Wilson. Și spune că dacă fără Franța, războiul nu era câștigat. Cel care s-a avut cel mai mult tupeu a fost Winston Churchill. Nu e de mirare. Nu e de mirare că știți foarte bine că la beția aceea cumplită, nu? Din fostul apartament al lui Zinoviu, dacă nu mă înșel, din cadrul Kremlinului, s-a semnat ce s-a semnat și noi am avut o ocupație sovietică 90% asigurată, s-a câștigat Grecia, dacă nu interveneam acolo, o pierdeau și pe aia. Dar mă întorc la momentul acesta, momentul de cumplită, să zic, emoție pentru noi istorici. Li se spune în față, voi ați intrat degeaba în război. Ba mai mult decât atâta, dacă ați fi stat la locul vostru, dacă v-ați fi făcut de treabă, încerc, am la mine textul, așa, dacă v-ați fi văzut de treabă, câștigul ar fi fost imens. Și rosește niște lucruri profetice, dintr-un punct de vedere, acest Winston Churchill. În primul rând, că aliații făceau un armisticiu transformat în pace cu nemții care erau epuizați. În fond, ambele tabere erau epuizate. Numai la bătălia, ca să suntem aici istorici atunci, numai bătălia de la Verdun a costat 800.000 de tineri, iar Flandra 400.000. Hecatomba aceasta cumplită a 5 milioane de oameni. Ori părțile, ambele părțile erau epuizate. Avea dreptate că ăștia trecuseră. A intervenit și papa, nu? Trecuseră la niște tatonări, așa cum ultima salvare a lui Hitler a fost tatonarea din 43, când în Elveția s-a pus problema încheierii unui armistițiu. Când Stalin era disperat că, ce? Că mereu aliații îi amenință cu războiul, cu debarcarea. Au depistat-o rușii, sovietici și bineînțeles că s-a atât americani cât și englezii s-au dezis. Mă întorc însă în acest moment când se spune că rău ați făcut că ați intrat în război. N-ar fi izbucnit revoluția, asta este o chestie extraordinară, mi s-a părut, din octombrie din Rusia. Nu s-ar fi răspândit bolșevismul, n-ar fi avut căști de cauză. Asta e exprimarea. Vă rog să faceți o socoteală. În prezentarea aceasta unui armisticiu era în primăvara anului 1917. Deci omul a avut dreptate. Au urmat ceea ce știți, 2 milioane de soldați americani au trecut Atlanticul. Și toți au fost de partea cealaltă. Problema pentru noi este în ce măsură noi ne puteam decaja, profitând, eu știu, de exemplu finlandez, care cred că Antonescu știa sau i s-a ascuns, dar cred că eu știu în ce măsură avea cunoștință de el, și că au fost discuții teribile. Germania aveau 3 divizii acolo, o divizie care era nord, păzea Murmanscu și care a avut o bombă, a intrat în conflict. A avut chiar un război curat. Toate lucrurile acestea contează foarte mult când e vorba să faci un bilanț și să te orientezi. Dom'le, de ce s-au petrecut așa? De ce s-au retras, de exemplu, englezii, nu? La Narvik? De ce? Că îi făcuse rățândi, au pierdut 18 distrugătoare. Majoritatea distrugătoare au fost distrus la Narvik. Și dumneavoastră vă dau o informație din calitate, că știu că m-a plăcut marina. Știi că au băgat curasatul Oșpa, dacă v-ați spus aminte, cu 3 rânduri de turele. Și
Vă dați seama, toate cu țolii respective, eu țării că au făcut țări. Bun. Acum ne întoarcem la această idee, zic după mine, esențială. Când putea Antonescu să se retragă? Și eu zic că după Margareta 1, și cred că auziți ce înseamnă Margareta 2, care ne pregătește în nemții, ocuparea noastră, după cea în Ungarie, își dădea seama că e bine să ne păstrăm niște forțe. Și aici se leagă și o întrebare, aici vă întreb pe dumneavoastră, de ce noi n-am avut niște linii de apărare succesive când s-a trecut bugul? Că este clar asigurat că nu se trece bugul. Și a trecut bugul, s-a dorit să intrăm într-un colax, s-a dorit să se spună, domne, apărarea este imposibilă, și mai ales ultimul gest pe care iarăși mintea mea nu numai că nu-l judecă, nu-l pricepe și nu-l acceptă, este când osatura frontului de est în Basarabia noastră, nu? Era asigurată cele 11 divizii blindate și motomecanizate. Toate sunt retrase după spargerea de la Kursk. Nu? E, cum am mai putut noi crede că am reușit frontul 2 ucranian să-l mai ținem în hăț, să-l mai ținem în fața noastră? Aici, ăsta este momentul pe care eu, având la dispoziție, din păcate pentru mine și pentru ceilalți, doi adjutanți al Antonescu, unul este de Veselu, profesor de Veselu, iar celălalt este un colonel, care amândoi erau la fel de informați și trăiseră lângă Antonescu. Când a plecat el către palat, îi se spune de către secretara, dar mai stai Cănescu, domnul general, nu, îi se spune întâi de către tânărul comandor, domnul general, dar nu s-a făcut împrejimuirea, nu s-a dat ordinul nu știu care, prin care acolo unde mergea șeful statului, s-a asigurat o zonă de perimetrală, de chestii absolut normală, domnule. Te duci la palat, bun, regele este, i-a spune, bine, sănătăscule. Dar eu am venit aici, în casa voastră. V-ați să aminte, discut acele repici pe care Antonescu le-a rostit. Nu, mie i-a trecut pe minte. Să spune, domnule, să intre în funcție ce? De la Popești de Ordeni era jumătate din regimentul de gard al conducătorului. Că trebuia să asigure perimetrul în care intra conducătorul și se ridica perimetrul în clipa când ieșea. Nu, simplu. L-am făcut pe ultima mea victimă, a fost colonelul Popescu, care i-a spus, ai fost ultimul om care puteai să salvezi desfășurător. Adică eu, ca român, evident că mă pronunț faptul că s-a produs niște trădări pe care comandanți de mari unități le-au făcut. O să se spune, de altfel nu se făcea pe 20 august. Nu. 20 august, cred eu. Și apropo de asta, domnule Volodea, și întrebarea mea este adresată nu armatei, poate și armatei române actuale. A cerut cumva cineva iertare pentru cei 160.000 de oameni care au fost livrați rușilor prin faptul că s-a spus armistițiu și ce? Și ce a fost în București? Știți cum s-au aprins luminile? Știți cum a ieșit mulțimea pe stradă? Știți cum s-au emoționat? Pace, pace! De asta e bine să intrați în realitatea consumată atunci, dacă suntem istorici și dacă avem pretenția că înțelegem câte ceva. Asta i-a făcut pe ei. Și vreau la rând, unii care se brace, i-a ajutat, a înghițit 50 de generali care și-au pierdut viața acolo, asasinați. Generalul meu, Iacob Carlaunț, i s-a luat geamurile și afară era minus 20 de grade. Și așa mai departe. Ciupercă, șase. E acum, aș dori măcar să înțelegem pe cei care trăiesc acum și să le spunem, dar aveți și datorii de onoare, față de rudele, față de copii, față de nepoții, celor care v-au ascultat, v-au dat crezare,
și, într-adevăr, s-așteptau ca rușii să fie alături de ruși și să meargă, așa cum subliniați dumneavoastră, ce se mai putea salva era Ardeal. Și aici trebuie să adaug că participarea noastră a fost dură, costisitoare și a fost efectivă la conferința de pace, când chiar tătu cu Stalin, când s-a pus problema rectificării frontierului, a zis nu, Ardealul tot îl vom da românilor, fiindcă era post ce? Post șase mare, normal. Cam asta este ceea ce am vrut să vă spun. Foarte pe scurt, am niște alte pete care pornesc de la Consiliul de Coroană cu Florea Țenescu, care trântește o minciună de cred că mai mie când n-a sărit Palatul Regal în aer, de trimiterea unor bunuri în decembrie 47, de faptul că noi am fost ăștia din rezistență, ne tot uitam pe cerul, nu, noaptea special, să așteptăm ceea ce ni se promisese, nu? Nu? Și închei, poate aducându-mi aminte, de acea figură legendară a aviației române, generalul Leo Romanescu, care a fost condamnat la moarte și executat, și a fost învinuit pe înaltă trădare. Și răspunsul generalului va rămâne, zic, în veșnicia poporului nostru, dacă vom merita noi. Nu, domnule președinte, eu sunt condamnat acum pentru înaltă și nețărbuită iubire de patrie. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule profesor. A fost atâtea întrebări că părerea mea este că trebuie continuată dezbaterea, dar ca să nu lăsăm lucrurile în suspensie, vă cer mii de scuze, un minut pentru un răspuns al domnului Corneanu, pentru că domnul profesor a pus o întrebare. Doamna Clipa Antonescu, am înțeles că la se terminat, să poate să fie 13 octombrie 1943, când Mareșalul Antonescu comunică directorului Biroului de Române că nu mai este de acord să trimite pe evrei din vechiul regat la Auschwitz. Poate că este un prim semnal înainte de Stalingrad, noi am înțeles că lucrurile s-au schimbat, adică nu se privește evoluție din militare. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Intrăm în vacanță, ne vedem în toamnă. Încă atât de mulțumit vorbitorilor și dumneavoastră că v-ați găsit.